continuăm călătoria spirituală și anume discipline spirituale cu disciplina odihnei. Este o disciplină spirituală și asta. Și mă rog ca până la final să nu adormă nimeni. Vă mai spuneam eu câteodată mai, mai, mai vin la mine și mai spun să așa de obosit, abia și să ajung acasă dorm. să dorm. Persoana vrea să-mi spună că n-a dormit bine azi noapte, dar cumva mi-asum și eu, cred că l-am adormit cu predica. De asta îmi doresc ca până la final nimeni să nu, să nu doarmă. În viața noastră extrem, extrem de ocupată și de multe ori tulbure, uităm de multe ori să ne odihnim cum trebuie. Și e foarte important să înțelegem de la început că noi confundăm scopul și scăpăm din vedere că pauza sau odihna este ceea ce de fapt creează calitatea vieții. nu e așa? Dacă nu dormi cum trebuie, a doua zi ești groghe. Da? Dacă nu dor cum trebuie, a doua zi e greu să funcționezi normal. Um, muzica, vă spuneam eu, este creată și din pauze. Dacă ar fi un sunet non-stop, nu s-ar înțelege nimic. N-ar fi muzică, ar fi haos. Dar muzica este creată și din pauze. La fel și viața noastră. Este compusă și din muncă, activitate, acțiune, dar. Ea trebuie să fie întotdeauna întreruptă de pauze. Munca noastră este bună atâta timp cât ne odihnim corespunzător. Acum, statistic, ceea ce ne spun uh, oamenii de știință și ceea ce ne spune și uh, experiența este că noi pe Pământ avem circa 79 de ani. Cam asta este statistic. Și am găsit o imagine cum sunt Anii noștri, dacă putem să o punem pe ecran, uitați-vă, vedeți, borcanul ăsta, toate bulinele, reprezintă un an. Sunt 79 de uh, buline, să spunem, da? Uitați-vă bine la culoarea lor. Alea care sunt cu roz sunt anii pe care îi dormim. Wow! Uh -huh. Așa am făcut și eu când am văzut prima dată. Deci o persoană obișnuită care trăiește 79 de ani. Doarme 26 de ani, ceea ce înseamnă în jur de 9000 de zile, 227.000 de ore. Asta este o treime din toată viața noastră petrecută în pat. Și atenție, surprinzător, șapte ani din ăștia, 20, din ăștia 79, 7 ani îi petrecem încercând să adormim. Pentru unii E mai puțin, pentru alții e mai mult. da? În total, petrecem în pat, atenție, din 79 de ani, 33 de ani. Îi petrecem în pat 12.000 de zile. Acum, vreau să te uiți bine la borcanul ăsta și la viața ta. Deci, statistic, am spus, trăim circa 79 de ani. Aici, la Rema, să spune, mare majoritate, dacă ar fi să facem o medie, sunt între 25. Și 35 de ani, hai să luăm 30, să fie mai statistic. Dacă trăiești cât spune Biblia că trăiește un om, cât spune Biblia că trăiește un om? Aha, a spus bine, 70, unii, toți merg la 80, se duc, toți se duc la 80. Nu, nu, nu. Dintre, la 70 îți expiră garanția. Între 70 și 80, e har, e har, domnul, domnul e bun cu noi, amin. Haideți să vedem. Dacă ai 30, da? mai ai de trăit 40. Din ăștia, atenție mare, 13 vei dormi. Da, 13 ani vei dormi. Mai rămâi cu 27 de ani. Am făcut calculul pentru ăștia de 30 că dacă făceam la ăștia trecut de mult de 30, transformam slujba în privechi. Ok? Am făcut la ăștia de 30 că e mai ușor, e mai bine. E foarte interesant că noi tot vorbim și predicăm și spunem în dreapta și în stânga că noi ne dorim să mergem la Domnul, nu? Dar nimeni nu vrea să moară. Nimeni nu vrea să moară, da? dacă ar putea să fii și noi ca Enoch sau ca Ilie. Ascultați-mă bine. Calitatea celor 27 de ani care ți-au mai rămas, da? statistic, fiecare trebuie să-și calculeze în dreptul lui, este dată de cum te odihnești în ceilalți 13. Pauza, odihna, dă calitatea activității și a muncii. Și de multe ori suntem confuzi la anii pe care îi mai avem sau la anii pe care i-am avut. Mulți dintre oamenii pe care i-am întâlnit sunt confuzi în ceea ce privește însemnătatea vieții și, mai important decât orice, însemnătatea anilor. Am găsit un pasaj foarte interesant la Paul Coelio. Se numește Viața explicată. Ai vrea să-ți înțelegi viața? Este cineva care vrea să-și înțeleagă viața? Eu aș vrea, da. Mulțumesc. Cineva a ridicat mâna, dar ridicat-o așa, să nu vadă nimeni. E ok. Știu că fiecare dorește să înțeleagă asta. Fiți atenți. Fiți atenți. El a scris așa. E un pasaj foarte interesant și de folos pentru mulți. În prima zi, zice el, Dumnezeu a creat câinele. Și Dumnezeu a zis, ai să stai la poartă toată ziua și ai să latri la oricine trece pe acolo. Cine are vecin cu câini, știu la ce mă refer. Ok? pentru asta îți voi oferi o viață de 20 de ani. Când le spune 20 de ani ca să latru, e cam mult. Doamne, uite, eu țin 10 și îți dau 10 înapoi. Și Dumnezeu spune, gata, de acord. Apoi, a doua zi, Dumnezeu a creat maimuța. Și Dumnezeu îi spune, distrează-i pe oameni, mai te și fă să râdă. Îți voi oferi o doreață de viață de 20 de ani. Mai spune, 20 de ani ca să mă mai muțăresc, E cam mult. Uite, îți uh, păstrezi zece și îți dau zece înapoi. Dumnezeu spune, gata, de acord. În a treia zi, Dumnezeu a creat vaca. Trebuie să mergi toată ziua pe câmp, în căldură, să suferi, să faci viței, să dai lapte pentru a-l întreține pe fermier și familia lui. Îți voi oferi o viață de 60 de ani să spune 60 de ani ca să lucrez în soare și să dau lapte, e cam mult. Uite, Doamne, eu îmi țin 20 și îți dau 40 înapoi. Dumnezeu își zice, gata, am făcut deal nicio problemă. A patra zi Dumnezeu l-a făcut pe om și a zis așa, mănâncă, dormi, joacă-te și bucură-te. Viața ta îți dau 20 de ani. Omul zice, 20 de ani ca să mă bucur, să mă distrez, să mă simt bine? Doamne. Uite, eu țin pe ăștia 20. Dar dăm și aia 40 de la vacă. Și mai iau și pe ăia la 10 de la maimuță și dacă nu te superi. Îi iau și pe ea la 10 de la câine. Uite, cam cât faci, 80 de ani. E bine, Dumnezeu spune, gata. E bine. Nicio problemă. Uite, îți dau pe ăștia 80 de ani. De asta, dragilor, în primii 20 de ani mâncăm, dormim, ne jucăm și ne distrăm. În următorii 40 de ani suntem sclavi pe plantație, lucrăm de dimineață până seara în soare pentru familie. În următorii 10 de ani ne mai la nepoți, să-i facem să râdă. Și în ultimii 10 de ani stăm la poartă și lătrăm la toată lumea. Mm -hmm. V-am spus că vă explic cum, cum merge cu viața asta, nu-i așa? Uh. Realitatea este că, când, când vezi numerele astea, te cam speri și îți vine să nu mai dormi. Îți vine să stai treaz și să faci cât de multe este posibil. Um, te simți toată vinovat că ție iei o pauză. Știu cum te simți. Asta fiind că trăim într-o societate care glorifică activismul și multitascul. Cel mai bogat om din lume cel mai mare antreprenor, Elon Musk, este vestit că doarme pe canapea în fabrică la el. De ce? Ca să fie mult mai eficient. Asta glorifică oamenii. Asta își doresc oamenii. Însă, noi n-am fost niciodată creați ca să lucrăm șapte zile pe săptămână. N-am fost niciodată creați ca să lucrăm non-stop, încă de la începutul creației, Dumnezeu a proiectat un ritm de muncă și odihnă. Dumnezeu ne-a proiectat ca să lucrăm șase zile, iar apoi în a șaptea zi să ne oprim, să ne odihnim din munca noastră și spunea el un pasaj important în Deuteronom, așa, șase zile să lucrezi și să-ți faci toate treburile. Dar ziua șapte este o zi de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. A fiți atenți că nu este ziua noastră. Zice, e o zi a Domnului Dumnezeului nostru, nu este a voastră, este o zi a Domnului. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul, nici fica, nici roaba, nici robul, nici boul, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca robul și roaba ta să se odihnească în tocmai ca tine. Știu? A spune să spuneți, nu mai suntem evrei, noi nu mai ținem sabatul. Corect. Nu mai suntem nici evrei, nu mai suntem datori să ținem Sabatul așa cum țineau ei. De ce? Pentru că Domnul Isus este Domnul Sabatului. Marcu 2, de la 27, spune așa. Atunci El, Isus, le-a spus: Sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru Sabat. Deci, Fiul Omului este Domn chiar și al Sabatului. Și fiindcă am via Duminica, pentru noi ziua de odihnă, ziua Domnului, cărui Domn, Domnului Isus. Este duminica, este, este ziua pusă deoparte, dar ziua pe care trebuie să o respectăm. Ascultați-mă bine. Odihna biblică este necesară nu numai fiindcă suntem obosiți, ci odihna biblică înseamnă că noi ne oprim din activități astea normale, frenetice, suficient ne oprim din ele pentru ca Dumnezeu să ne reîmprospăteze să ne reînnoiască. Pe măsură ce ne desprindem de evenimentele vieții, în mod voit, intențional, le lăsăm deoparte și stăm în prezența lui Dumnezeu într-o zi pusă deoparte, atunci ne amintim ce reprezintă Dumnezeu pentru noi, măreția și puterea Lui în viața noastră. Și ca rezultat, atenție mare, suntem capabili să reintrăm, reîmprospătați, reînvigorați, Gata de treabă în fiecare săptămână, în fiecare luni. Disciplina odihnei ne ajută să ne odihnim și să ne refacem. Și întrebarea la care trebuie să răspundem azi este: De ce sabat? De ce trebuie să ținem un sabat cu ghilimele de rigoare când voi vorbi astăzi despre sabat, vorbind despre odihnă? Pentru că odihna este o pauză. Dumnezeu a știut că de la începutul creației avem nevoie de odihnă. În ziua șaptea creației, Dumnezeu a modelat acest lucru. Geneza 2 cu 3. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o. Adică, ce înseamnă sfințit? Înseamnă pus deoparte. Pentru că în ziua aceea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și pe care o făcuse. Din prima zi, din prima săptămână, Dumnezeu ne-a dat un ritm. Și am adus azi o pernă cu mine, poate v-ați întrebat ce face asta cu perna, ne pune la culcare pe toți sau se culcă el pe scenă. Uh, am adus asta ca să ne amintim că din prima săptămână Dumnezeu a făcut o zi de odihnă. Din prima săptămână, nu din a doua, nu din a treia, din prima săptămână. Când Dumnezeu i-a chemat pe izraeliți, ca popor special de legământ, el i-a chemat să fie un popor special. Și ceea ce i-a făcut pe ei special, atenție mare, este un set de legi. Un legământ și un set de reguli de legi. Setul acesta de legi se numește Decalogul sau cele zece Porunci. Asta e ceea ce i-a pus deoparte pe ei de celelalte popoare. Ei bine, miezul legământului cu evreii, era decalogul. Și noi, ca creștini, respectăm acest lucru. Sunt niște 10 reguli sau legi acceptate universal de creștinii din întreaga lume. Da? După mii de ani, toți creștinii respectă cele 10 porunci. Și învățăm pe copiii noștri să asculte de părinți. Asta e porunca cea mai învățată de mii, tot ascultă de părinți. Asta, pe asta o știu copiii prima. Apoi îi învățăm să nu mintă, să nu fure, să nu ucidă, ne închinăm numai lui Dumnezeu, avem grijă uh, să fim credincioși în căsătorie și ne păzim privirile indiscrete de la soția sau de la casa apropiului, da? Dar singura poruncă pe care o ignorăm și de multe ori ne și lăudăm că o ignorăm este porunca să-ți liber sau să faci o pauză. Luați-vă liberă o zi de la muncă, de la activitățile normale. E foarte interesant că urmărim toate poruncile decalogului în afară de a patra. Duminica nu o respectăm ca o zi de sabat. Ne și lăudăm cu libertatea aceasta noastră. Ne punem roabele, în cazul nostru soțiile, da? să gătească când vin de la biserică, Stăm sâmbăta târziu în vizită până la o bucată de noapte și ajungem aici cu ochii lipiți de somn, întârziați, da? groghi aici la, la slujbă, da? cu capul vraiște, pe când noi știm că sabatul începe sâmbătă seara pentru noi. Dacă sâmbătă spre duminică te odihnești cum trebuie, vii aici și ești gata să primești har, un cuvânt nou, o îmbărbătare, nu vii aici ne, ne, neștiind unde e perna. unde e perna. Sabatul începe uh, sâmbătă seara pentru noi. Uh, dacă nu ne permitem să mâncăm undeva în oraș, uh, facem o porție dublă sâmbătă. Pentru ca duminica să dăm soției și ei o zi liberă. Astfel, luni, altfel luăm lumea am piept. Noi trebuie să ne gândim la lucrurile astea și să le pregătim. Dumnezeu a dat poporului său sabatul o zi pentru a opri munca, o zi pentru închinare, o zi în care trebuie să ne reconectăm cu Creatorul nostru, o zi în care să nu mai controlăm noi, ci să lăsăm pe El să lucreze în viața noastră și să ne încredințăm sufletul și toată viața în mâinile Creatorului nostru. Vreau să te întreb, crezi că S-a schimbat ceva în acești 3400 de ani de când s-a dat porunca? Sau uh, s-a schimbat Dumnezeu sau principiile lui de 6000 de ani de când a fost prima săptămână? Circa 6000 de ani a trecut de atunci. Crezi că s-a schimbat ceva? A schimbat Dumnezeu principiile lui? Oare noi nu trebuie să respectăm sabatul sau principiul odihnei, că despre asta vorbim astăzi? Ascultați-mă bine. Credința este antrenată prin odihnă. Să-ți iei o zi liberă necesită credință. Credință că Dumnezeu te va binecuvânta în celelalte șase. Lumea noastră nu răsplătește oamenii care fac pauză. Suntem on 24 din 24. Suntem înclinați să ne alăturăm agitației, să uh, răspundem la fiecare e-mail cum primim notificarea, să umplem fiecare minut cu activitate și mai ales productivitate, valorificând la maxim fiecare moment odihna, oprirea, este contraculturală. Cultura în care trăim ne învață că multitasking-ul și business-ul sunt foarte importante. O întrebare firească se pune. Am fost întrebat des de asta. De ce a trebuit Dumnezeu să se odihnească? Te-ai întrebat? Ok, a lucrat șase zile, a făcut toată crede. De ce a trebuit El? Să... El este Dumnezeu, El nu are nevoie de odihnă. Nu e așa? Evident că nu. Ideea acțiunii din a șaptea zi nu este uh, de odihna oboselii, pentru că Dumnezeu nu poate să obosească, ci de contemplare. Dumnezeu a creat totul și apoi s-a dat un pas în spate și a admirat ceea ce a făcut. Vedeți ce facem noi duminica? În mod voit. Sigur, noi avem nevoie de odihnă. Și trebuie să respectăm aceste principii pentru a putea fi funcțional pe termen lung. Dar mai mult decât atât, creștinul duminica se odihnește cum s-a odihnit Dumnezeu în a șaptea zi, dă un pas în urmă și admiră creația. Admiră măreția lui Dumnezeu, puterea lui, majestatea și suveranitatea lui în creație. Imaginează-ți că lucrezi o zi întreagă în grădină. Cei care stați la broc, vă imaginați mai tare, ăștia la casă mai puțin. A? E mai ușor. Ai început de dimineața, ai strâns frunzele, ai curățat randafirii, ai tuns iarba, ai udat florile, o zi întreagă de muncă. E sâmbătă seara și după ce ai terminat, stai în grădină și admiri natura și ceea ce ai făcut. Aia este odihna lui Dumnezeu când stai la masă și admiri frumusețea a ceea ce ai lucrat tu în grădină. Aia este odihna despre care vorbește Biblia. Aia este odihna pe care noi trebuie să o aplicăm ca disciplină în viața noastră. Nu numai să lucrăm, ci să ne și dăm un pas în spate și cum spunea Remus mai devreme, să vedem faptele acelea bune pe care le-am făcut pentru că Dumnezeu ni le-a pregătit, pe care le-am făcut pentru că Dumnezeu ni le-a hăruit, pe care le-am făcut oricum pentru că Dumnezeu ne-a dat resurse, Dumnezeu ne-a dat sănătate, oricât de mult îți dorești, dacă nu ai sănătate, nu poți face nimic. Odihna este pasul acela în urmă și admirația, adorarea a ceea ce a făcut Dumnezeu și ceea ce face El în continuare. E drept că sunt sezoane când pur și simplu nu poți să-ți iei pauză. Dacă ai copil mic, dacă aveți grijă de bătrâni sau oameni cu dizabilități, nu putem să ne negăm responsabilitățile. Poate nu ne putem lua întotdeauna liber duminica. Multe locuri de muncă sunt în domeniul sănătății, pompieri, urgențe, servicii de urgențe. Asta necesită muncă chiar și în ziua aceasta. Pentru slujitori, de exemplu, duminica este pe departe, în niciun caz, duminica în, care, în ziua în care nu se lucrează. Însă Isus ce a arătat în interacțiunile lui cu fariseii este că aceasta nu este o practică religioasă legalistă. Da? Sabatul, odihna disciplinei a fost creată de Dumnezeu pentru binele nostru, nu ca să devenim robi. Legalismul este de a ține sabatul. Și astăzi trebuie să renunțăm la vinovăția aceasta că nu primim darul pe care îl dă Dumnezeu, că nu suntem în stare să ținem de fiecare dată Duminica, ziua liberă. Însă, cei mai mulți dintre noi, eu am curajul să spun că toți, avem cum o dată pe săptămână să găsim un spațiu, un timp în care să ne odihnim așa cum vrea Dumnezeu. Putem incorpora în disciplina închinării noastre această disciplină a odihnei. Putem fi intenționali ca să ne deconectăm de la agitația lumii și să ne reconectăm în mod regulat cu Dumnezeu, să ne odihnim și să aruncăm greutățile asupra Lui. Despre asta este vorba. Psalmistul spune în Psalmul 4: Eu mă culc și adorm în pace. Auziți? Eu mă culc, mă odihnesc și adorm în pace, că și numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Ne uităm la Domnul Isus. Domnul Isus a odihnit. Nimeni n-a fost mai ocupat ca Isus Hristos. El a avut trei ani să salveze toată omenirea. Trei ani. Agenda lui era extrem de, extrem de ocupată. Și totuși, vedem că în mod frecvent și încuraja ucenicii, discipolii să meargă deoparte în ciuda programului încărcat și să se odihnească, să muncească, să, să se hrănească. Marcu 6, veniți cu mine singuri într-un loc liniștit și odihniți-vă. Iisus la un moment dat a fost așa de obosit încât a adormit în barcă în mijlocul unei furtuni majore și când l-au trezit și au zis Doamne, chiar nu-ți pasă? Atenție, el, el nu și-a cerut iertare pentru că dormea, ci el a certat, i-a certat pentru necredința lor. Trebuie să ne uităm la Isus și să vedem cum aplica El această disciplină a odihnei. Adesea ori, Isus a spus nu. Când oamenii veneau după El și voiau vindecați, voiau hrăniți, adesea ori a spus nu, adică și-a luat o pauză. Înainte și după slujire, vedem în Luca, capitolul 5 după arestarea lui Ioan, s-a dus deoparte, Matei 4. După moartea lui Ioan, Matei 14, s-a dus iar deoparte. După hrănirea celor 5.000, din nou și-a luat o pauză. După predicare, în Matei 15, vedeți, disciplina aceasta odihnei este extrem de necesară dacă vrem să fim cu adevărat eficienți în lucrare. Pentru că disciplina odihnei este pauza de care avem atâta și atâta nevoie. Apoi disciplina odihnei este pregătire. Pregătire. Îți vei aduce aminte că ai fost rob în țara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te-a adus acolo cu o mână puternică și cu braț întins. De aceea Domnul Dumnezeul tău ți-a poruncit să păzești ziua sabatului. Vedeți? Evreii au fost clavi. Ei trăiau ca să muncească. Munceau non-stop. De asta frecvent acum se spune ce faci pe la faraon, adică la muncă. Pentru că de multe ori noi confundăm faraonul cu munca pentru că mulți, și asta e realitatea, mulți trăiesc ca să muncească. Te simți și tu la fel? Înseamnă că n-ai experimentat libertatea. Experiența aceasta al eliberării trebuia celebrată, disciplinat, prin sabat. Și noi venim la Biserică Duminica să ne amintim de odihna pe care am primit-o prin eliberarea lui Isus Hristos. nu e așa? Sufletele noastre se odihnesc în prezența Lui. În ianuarie 2019 eram în Ierusalim, pe lângă Zidul Plăgerii. Era în jur de ora 15 și uh, eram cu un grup mai mare și căutam. Să bem și noi o cafea după o zi de mers non-stop, ne trebuia pe la 15 așa, o cafea să putem să rezistăm, să continuăm împreună cu ghidul, să mai vedem ce este de făcut. Și nimeni nu ne-a servit, am găsit foarte departe, dar niciun evreu nu ne-a servit cu cafea. Și am fost foarte frustrat, am bă, dar trebuie să plătim. Nu, niciun evreu nu a vrut să ne, să ne servească. Mai mult decât atât. Marea majoritate dintre ei erau cu valize de genul ăsta și mergeau cu ele pe stradă. Era o frenezie. Mă simțeam ca la aeroport. De fapt, între ora 15 și ora 16, în Ierusalim și în tot Israelul, este ca, tot Israelul este ca un aeroport. De ce? Pentru că vineri, la ora 16 și ceva, când se noptează, toți intră în sabat toți mergeau de la magazinele lor, de la șopurile lor, mergeau spre case ca să se pregătească de sabat. Toți erau cu valize de genul ăsta. Toți se pregăteau pentru sabat și au refuzat să ne dea pentru că asta însemna să stea mai mult decât trebuie. Stropeau, curățau, își puneau valizele și se pregăteau. Toți erau cu familiile, cu nevestele de mână și mergeau cu valiza spre casa lor. Și am asistat la aplicarea unei porunci la nivel de popor. A fost o experiență de neuitat. Da? Ce trebuie să înțelegem noi astăzi este că odihna este pregătire. De aici, de aici este valiza. Odihna este pregătire. Vedeți? Evrei în noaptea când trecea nimicitorul prin Egipt, au trebuit să stea cu bagajele pregătite, cu vasele luate, cu valizele făcute, mă rog, ce aveau ei pe atunci. Poate nu aveau carry-on ca ăsta, dar înțelegeți voi. În anticiparea eliberării. Înainte să treacă Marea Roșie, înainte să meargă prin pustie, ani și ani și ani, ei au trebuit să se odihnească. Pentru că odihna este pregătire. Vedeți? Profetul Ilie, în 1 împărați, capitolul 19, după ce a chemat foc din cer, și a ucis pe profeții lui Baal. După o zi de mers, când a plecat, fiindcă a fugit dinaintea Izabelei, după o zi de mers, ostenit și flămând, a ajuns sub un copac și era gata să moară. Asta înseamnă că ești depresiv. Când nu dormi, nu te odinești? Fii atent, când ești depresiv, de obicei trebuie să mai lucrezi la somn. De obicei, am zis. Da? Trebuie să lucrezi la somn. Și el ce a făcut? Sub copac a adormit. Îngerul Domnului vine de două ori și îl trezește, bă, trezirea, și îi dă mâncare. De două ori. Deci a dormit și a mâncat de două ori, pentru că atunci abia el a fost gata să meargă timp de 40 de zile până la Horeb, unde s-a întâlnit cu Dumnezeu acolo, în peșteră. Vedeți, înainte de marșul prin pustie, înainte de trecerea Mării Roșii, evreii s-au odihnit. Ce au făcut? Au celebrat prin odihnă au celebrat prin odihnă. De altfel, odihna era și un semn al binecuvântării viitoare. Când noi luăm o pauză de la ceea ce se întâmplă în jur, aia este o celebrare a credinței, a ceea ce va face Dumnezeu. Auzi ce le spune Dumnezeu prin profetul Ezechiel. Le-am dat sabatele mele ca să fie un semn între mine și ei, ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințește. Când te întreabă cineva, bă, tu, Duminică, ce faci? Nu mergi la meci, nu mergi la aia, nu te duci la aia, zi, nu, mergi la biserică. Da? Uite, duminică e posibilitatea să facem bani mai mulți. Da? Duminică este ziua pusă deoparte. Ăla este semnul, spune Dumnezeu, că este un legământ între tine și creatorul cerurilor. Odihna adevărată este liniștea în brațele Domnului. Crau un prunc înțărcat, spune Psalmistul. Uite, așa mă odihnesc eu. Cei care aveți sugar și încă nu e să știți că o fi mai bine. După aia iesă dinții, dar asta vă explicăm după slujbă. Dar realitatea este că în clipa când pruncul este încercat, se schimbă complet. El se încrede și așa trebuie să fim și noi. Odihna este încrederea noastră în brațul lui Dumnezeu. Disciplina odihnă este disciplina încrederii complete în Dumnezeu. Apoi, oprire este, odihna este oprirea pentru refocalizare. Pentru că, vedeți, pauza este de fapt un câștig. Pauza este... Contrar a ceea ce credem noi, pauza este un câștig. Aș fi vrut să, să văd aici ceva băieți care merg la sală. A, oricine le are cu greutățile și cu mersul la sală, poate să spună treaba asta. Contrar a ceea ce crezi tu, nu exercițiul este ceea ce îți dă creșterea mușchiului, ăsta ajută, dar mușchiul crește când? Când faci pauză, când pui greutatea jos. De altfel, cei mai mulți nu știu lucrul ăsta și lucrează non-stop și nu au niciun câștig, nu se vede nimic pe ei, pentru că nu au învățat să dea pauză pauză în timpul antrenamentului și zile de complet de pauză, de relax a mușchiului respectiv. E, asta se aplică și în disciplina spirituală. Mușchiul crește în pauză. Credința crește în ziua de sabat. În ziua pe care o punem deoparte, în mod specific, pentru a ne închina lui Dumnezeu, Psalmul 46 îmi place așa de mult e, e, e ca o instrucțiune la intrare în sală de gym în sală de forță zice așa, opriți-vă sau faceți pauză și să știți că eu sunt Dumnezeu eu stăpânesc peste neamuri eu stăpânesc pe pământ disciplina odihnei este oprirea intențională, nu pentru inactivitate sau procrastinare ci pentru refocusare retestarea motivației pentru verificarea scopului și redobândirea staminei atât de necesară ca să continuăm drumul. Pentru asta ne odihnim noi. Pauza este atât de importantă. Sticla asta are 500 de litri, cred că nu? Mulțumesc, am înțeles. Am vrut să văd dacă cineva e atent aici. 0,5 litri, da? E foarte ușoară. Dacă aș chema pe cineva din sală să-l pun să o țin așa, dacă e de asta care merge la sală, o ține ceva timp. Da ceva timp. Ea e foarte ușoară dacă o ții așa și o pui jos și o iei din nou. Dacă o ții tot timpul în tensiune, deja putem începe să avem probleme. Vedeți, liderii religioși din vremea lui Isus puneau poveri grele asupra oamenilor pentru că, pentru că aceștia să-ți demonstreze devotamentul lor pentru Dumnezeu dându-le niște reguli imposibil de urmat. Ascultă-mă bine, societatea încearcă, și pe unii a reușit, să ne robească prin reclamă, îndatorare, hiperactivitate, cofeină, nicotină, droguri, ca să deziști. În schimb, ceea ce le oferă Iisus urmașilor este o pentru că adânc în noi este această nevoie de a ne odihni. Este nevoie de a trage pe dreapta, asta nu-i lene, asta este o nevoie imensă. Auziți ce spune Iisus? Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da, spuneți voi, odihnă. Auziți? Dacă ești trist, dacă ești împovărat, vină la mine, zice Iisus și eu îți voi da odihnă luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, că și eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este, spuneți voi, este ușoară. Dacă o ții tot timpul, mai devreme sau mai târziu, îți va amurți mâna mai devreme sau mai târziu o vei scăpa și vei face a, o chestiune majoră. Ce spune Isus este: toți care aveți nevoie de odihnă, veniți la mine. Eu sunt sabatul vostru. Eu sunt odihna voastră. Și eu vă iau greutatea. Și vă las să mergeți pentru că jugul meu, adică credința pe care o aveți în mine, este ușor de purtat. tot auzim în dreapta și în stânga, mă, ce greu este să fii creștin. E greu să fii un creștin legalist, e greu. Aia e greu, că n-ai cu stai cu sticla așa tot timpul, e greu. E greu să crezi că prin ceea ce faci tu, rogi tu, donezi tu, slujești tu, voluntariezi tu, e greu. Prin ceea ce asculți tu, să rămâi în picioare în față, e greu. E imposibil, spun eu. Dar când te crezi în cel care a spus, veniți la mine, el este cel care ia povara. Și spune jugul. Jugul lui este un jug plăcut. Ușor, pentru că poruncile lui devin odihna noastră. Cuvântul lui devine desfătarea sufletului. Ce crezi că înseamnă desfătarea sufletului? Înseamnă odihnă. Înseamnă relaxare, nu în sensul că ne lenevim, ci în sensul că ne credem în El, pentru că Isus este Cel care ne dă odihnă. Disciplina odihnei este disciplina reconectării cu sursa. Toți de aici suntem ca niște... Era să spun iPhone, dar nu toți suntem cu iPhone-ul. Ca niște telefoane cu bateria 5%, 10%. Tot timpul avem nevoie să, să ne conectăm la sursă. La sursă. Dumnezeu este sursa noastră. Isus este Cel care spune, eu sunt Cel care vă dau odihnă. Psalmul 62, da suflete, încredete, sau spune noi, parafrazăm, odihnește-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Și psalmul atât de iubit de majoritate între noi, Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun ver și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Credința ne ajută să acționăm acum ca și cum am ajuns acolo. Ce îmi place asta. Pavel zice că sunteți deja împreună cu Hristos în locurile cerești. Deci, acționăm acum ca și cum am ajuns acolo. Ne odihnim pentru că nu avem nimic de demonstrat nimănui. Ne odihnim pentru că suntem mulțumitori cu ceea ce a făcut Hristos în viața noastră. Ne odihnim pentru că nu mai avem de demonstrat nimic. Nu mai căutăm nimic. Știm că suntem în brațele Tatălui. Odihna este acel moment când spune în sufletul nostru, stai liniștit. Durerea este temporară. Norii la fel. Binecuvintează suflete pe Domnul. De fapt, când mă odihnesc, El mă poartă. Fiindcă El zice, sarcina mea este ușoară. Dacă îmi vei da mie sarcina ta, zice Iisus, jugul pe care ți-l dau la schimb este ușor de purtat. Este o povară plăcută. Vei fi bucuros și vei înțelege că ai fost creat, de fapt, ca să poți acest jug al meu. Așa că astăzi, preiubiților, mai important ca orice în disciplina aceasta a odihnei, în aplicare, este să înțelegem că Isus este odihna noastră. Amin? Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Și este un moment pe care ne-l dorim mult, un moment în care vrem să ne odihnim. Nu știu de unde ai venit, nu știu cum a arătat săptămâna ta. Habar n-am cum a fost sâmbăta ta. În niciun caz nu știu cum o să fie săptămâna cealaltă. Dar vreau să spun că aici este locul potrivit în care trebuie și poți să te odihnești. Disciplina odihnei este pauza de care toți avem nevoie. Pentru că odihna este pauza noastră, este pregătirea noastră, este oprirea pentru refocalizare. Și ne pregătim ca să ne închinăm câteva momente înaintea lui Dumnezeu. Am vorbit cu cei de la Worship să pregătească o cântare. Care să ne odihnească și să ne aducă aminte de Tatăl nostru care ne poartă de grijă. Toți de aici, sau majoritatea, am avut un Tată care ne-a ajutat și de fiecare dată când îi spuneam Tatălui ceva, știam că treaba se să, să rezolvă. Asta e jobul Tatălui: să poarte de grijă. Și dacă Tatăl, este imperfecți, care suntem noi, poartă de grijă copiilor. Ei sunt creați și, și uh, misiunea lor pe pământ este să poartă de grijă familiilor dacă ei, imperfecții, noi imperfecții, avem grijă. Oare tatăl cel ceresc care este perfect nu poartă de grijă? De altfel, numele lui este Jehova Ire. Și tot ce spune astăzi este tu trebuie să te odihnești, adică să contemplezi ceea ce am făcut eu până acum în viața ta. Să lași poverile astăzi, să lași greutățile astea, să le lași jos. Și să mi le, să le dai că le, le pot purta eu. Așa că în momentele următoare, vrem să cântăm și să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu Sufletul rugându-ne. Pentru Duhul nostru zdrobit, pentru necazurile prin care trecem, pentru stresul. Pentru ocuparea aceasta exacerbată din viața noastră, lucrurile astea care ne dau peste cap, pentru că am, am crezut minciuna că dacă suntem mai ocupați, suntem mai plăcuți, am, am, am cedat minciunii că trebuie să, să avem de toate și pentru a avea de toate trebuie să lucrăm non-stop. Acum este momentul în care ne oprim, dăm un pas în spate și admirăm ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Și spunem, Doamne, îți mulțumim pentru pace. Te bucur că este pace în țara ta. Doamne, să mulțumim pentru pace din casa noastră. Ascultă-mă, că ești în garsonieră sau la vilă, dacă n-ai pace, n-ai nimic. Și dacă ai pace, ai tot. Ascultă-mă ce spun. Doamne, îți mulțumesc pentru pace în inimă și pace în familie. Doamne, îți mulțumesc pentru pâinea care mi-ai pus-o pe masă. Doamne, mă odihnesc în tine și știu că tu porți de grijă. Dacă am venit împovărat, este pentru că încerc eu să-mi car greutatea. Dar azi vin înaintea ta și spun, Doamne, vreau jugul tău. Pentru că jugul tău este bun. Și vom face asta dacă ne încredem în el ca Tatăl.